Ce cu Mercedes-ul ăla? Care? Oh! Puseau Mercedes în joc? Am băgat... cum? Oh, salut! Bine ați venit la 2-0 live! Din nou, pentru a șaptea oară astăzi. De data asta jucăm... Cine ești? Ce? Ah. Ah. Mi-e stricat Mojo-ul care vreau să intru. Vreau să-mi prezint volanul și telecomanda. Și chestii. Poți să le prezint. Asta e telecomanda și asta e volanul. Ce faci voi? Prezintă-le până la capăt, ia. Și telecomanda asta va intra în volanul ăsta și o să ne jucăm cu ea. Ai înțeles? Am intrat și eu pe live acum. Da. Auzi? Crezi că e idee bună să dai din nou pe Insta sau e spam? E deja, am pus odată. Da, așa e. Cum face Rofab. Vezi că am primit mesaj de la Rofab să intrăm pe live. Ia. Se intre și el pe live-ul nostru. Îmi fac... da, chiar. Cred că în ziua de astăzi e războiul live-urilor. Mi-a dat dislike din greșeală. Cred că e un semn, nu e din greșeală. Se pare că am capul prea mare. Câteodată. Nu, ai corpul prea mare. Și capul odată cu el. Ok, merg bine blugii ăștia cu bluza asta. Hai să facem... vrei să facem niște multiplayer? Să vedem cum ne... Cum faci multiplayer? Ce? Multiplayer, dar ne online. Nu, multiplayer online. Uite. Online, one player. Pac. Păi zis că nu ai, ți-ai pus? Stai mă, ăsta e Nintendo Network, e altceva. Este global. Apropo, sunt pe Wii acum. Pe Wii U. Nu sunt pe Switch. E diferență. Regional. Hai global. Să ne batem cu oameni de peste tot din globul pământesc. Poate chiar și din Irak. Aldebaran. Cu samurai. Da. Care e cea mai bună rasă din Mario Kart? Ce personaj trebuie să fiu? Cea mai bună rasă? Klingon. Nu știu. În primul rând că nu știu că la Mario Kart-urile super vechi care erau chestiile și da. Poți fi cu Shy Guy. Da. Poți fi cu Shy Guy. Și gen, când zic super eu vechi, sunt întotdeauna Shy Guy. Ăla pe Nintendo 64. Dar era Shy Guy în Nintendo 64? Păi să spun, nu era, deci nu știu. Este, pe de altă parte, extrovert guy. Oh yeah. Ia uite, uite toți oamenii ăștia cu care sunt. Uite-l pe Aldebaran acolo în dreapta, îl vezi? Ah! Shall we get started? Hai să votăm o hartă repede. Mario Circuit. Uite aia din China. Bagă. Eu trebuie să punem în descriere. Ne jucăm cu toate națiile, negri, chinezi. Yeah! Și partea mea preferată este că eu joc cu Jeng. Uite-mă acolo. România București, singurul care reprezintă. Eurovision! Cociocuti! Uite, sunt alții mai praf ca mine. Am uitat controlerele. Controlul. Hai să le vedem. E șansa ta, dar ce poți. Hai să vedem, dar să nu fac de râs la Aldebaran. Ești gata? Start. Ce start prost am avut. Am văzut. Am făcut un slide destul de bun la început, dar sunt cam timid. E destul de... E live cu toată lumea aici. Chiar mă simt că reprezint România. Gândește că la sfârșit îi văd steagul ăla mare acolo, știi? Asta dacă câștigi, da. Apropo, știi că noi ținem Euro 2020 anul ăsta? La fotbal? În România? Nu, chiar trebuie să zici că... Eu japoneză, primul loc. Și acum cred că eu... japoneză e pe clădire, cum? Ia oricum mănâncă orez cu o mână. Wow! Și cu o mână să-și joacă. Hai, Shy Guy, nu mă lăsa. Shy Guy, nu mă lăsa, scurtătură! Știa aia ceva pe aici. Puțita. Și-a primit-o în față. Uite, conduc cu o mână. Wow. Locul 2. Mai avem destul de ture. Auid, să nu uiți să
binevenești tu oaspeții care vin, da? Da, da. Am eu grijă de ei, doar să vină. Salut, e cuvântul, David. Să welcome, adică. Să-i binevestești. Ce, ce vreau să-l... Mamă, ce puteam să-l prind pe Donkey Kong. Donkey Kong, coint. Cointy doink. Bă, iar l-am ratat. Și-a pregătit un... o chestie care să... Tata mare. Cerneală în față. Squish. Shit. Așa se simt oamenii aia care se dau cu nămol din ăla la mare, știi? Mhm. Niciodată nu am înțeles. E așa, bă. Dar nu te-a scârbit de când erai mic și vedeai chestiile alea? Întotdeauna mă scârbește pentru că eu cred că e o conductă de canalizare și de acolo iau ei nămolul. Și chiar asta îmi imaginez eu. Fii atent cum vrea, mereu... vrea să-mi dea banana în față, de simțit-o. Am văzut, da. Mereu miroase a canal când treci pe lângă oameni de dați cu nămol. Wow! Nu ți se pare? Sincer, nu am stat să-i miros. Mereu îi tratam cu distanță, știi? Aaaa! Scuze. Eram pe primul loc. Eram pe primul loc și acum am ajuns. Tata mare. În caz că vrea cineva să mă ia, eu mi-a dat floarea asta. Oh, tata mare! Nu. Vezi că e greu, e greu în... România, nu vreau să fie România pe locul 2. Deja mi-au amorțit mâinile. Și mă chinui singur. Dacă vrei să sun la salvare, sunt zici. Bă, știi strada, știi care e rutina mea. Mm-hmm. Cum mă pot să mă uit în spate? Mamă, ce era să mă ia? Ai văzut? Cum a venit? Mm-hmm. Ia uite, România e pe locul 3. Nu e așa rău. Medalia de bronz. Medalia de cânepă. Și acum, hai să încercăm să vorbim cu ei. Cu oameni din alte țări. Qing Chang. Bong Qing. Qing Chang. No. Hai să vedem cum. Pe ăsta, nu. Rainbow. Ia. Yeah. N-ai curaj să joci pe Rainbow. Da, nu ai. Am. Nu mai știu cum să fac să vorbesc și eu cu ei. Dar nu trebuie să vorbești cu ei. Ei oricum nu știu să vorbească. Ba da. Să-ți zic că sunt boți, să nu zic. Bă, ăștia chiar nu sunt boți, scuze că zic. Da, nu, ăsta aici nu sunt. Nu, dar Ovidiu vrea să mă supere. Ăla pe telefon era cu, sau mă rog, nu știu eu de ea chestia asta. Era pe telefon, știu că era cu boți, că gen. Ia gura, mă! Mamă, ce prost am început. Dar la ăsta nu știu, nu cred că e așa. Ăsta cred că are, la ăsta n-am auzit, ăsta a fost... Ăsta are cancer. A avut ies, n-a fost... Fii atent cum își pregătește banana Yoshi. Nesimțitul, bine că e prost și aruncat în față. De... Banana lui Yoshi, iată pă, pisicuțele după ea să nebune. Warumba, parumba, parumba. Ciupercă. Ah. Când te uiți la mine nu-ți vine... Sau stai, tu te-ai tot jucat Mario Kart, nu? Da. Ți s-a luat, nu? Nu, aș putea să joc oricând. Tocmai că e jocul pe care pot să-l joc oricând. Mamă, ce am căcat pe ăsta? Aaaa! L-ai chit-ul? Am ajuns să... Tata mare... No! Cam greu cu slide-urile pe aici. Trebuie slide-urile lungi și dese. Să intre în vigoare. Noul de la 1 ianuarie. Ce face noul președinte cu țara noastră? Își ia alte case. Au! Am văzut-o venind! De era prea târziu! Tu te ocupi și cu audio, da? Tata mare. În ce sens? Adică când se pare că e prea extrem, îi mai tai tu din volum. Nu? Ce nu am cum să-ți mai tai din volum ție. Ciupești gratis pe jos. Uite, o ciupercă galbenă, ce faci, Aldebaran? Am un booster. E un număr de boosturi, n-ai un timp oricâte boosturi? Da, așa e. Mersi. Oricum am dat-o. Ia uite,
Locul nou, bă! E bună pentru schimbat direcție, pentru că dacă gen, faci chestia aia cu jump-ul și apoi bagi boost-ul, îți, gen, îți schimbă mai bine direcția. Pentru cei care sunt noi aici pe canal, ăștia sunt oameni de peste tot din lume, inclusiv Marea Britanie, Japonia, poate chiar China și Irak. Și momentan am intrat într-o prăpastie și pierd. Uite, cu o mână! Ah. Și cu o mână trebuia să mănânci shawarma. Ca să fii un român adevărat. Da. Cred că aici trebuia să dai boost-ul când erai pe linia uite. Dreaptă. Boost-ul ești cel mai eficient când ești pe linie dreaptă. Știu! Dar ce trebuie să faci să, când, sens, e să dai chestia aia să-ți jump la curbă și apoi să-ți dai boost-ul din nou. Deci să faci chestia unde... Să apeși râs scurt ca să sară într-o parte și apoi să dai boost-ul ca să curbezi mai repede. Și atunci, o, ești constant pe locul 10. Loc. Adică pe ultimul loc. De gen acum, dai și, dai și apoi dai boost-ul. Bă, de ce nu s-a dat invers? Wow, dar am boost cam des, crezi că e pentru... Ia uite-l, mă! Cine a dat cu electricitatea? Ai cea mai OP abilitate în tot jocul. Tata mare să-l ia pe ăla. Și acum o să pierd pe locul 9. Că pe locul 9 e... nu e de trecere, tata mare. Cred că al treilea e după. Ai luat 4.50 la școală și nu ți se media, știi? Da, am luat minus suficient acum. Ia uite, România pe locul 9. A, uite și... Îți arată cine din noi folosește volan, cine folosește controller, ai văzut? Mhm. Ia, acum poate aflăm cum vorbim și noi cu ei. Ce că one more time, auzi, nesimțita. A, pe 2, uite chat. Go easy on me. Ai văzut? Yeah. Hai să mai vorbesc ceva cu ei. A, nu mai pot. One more time. Wow, vezi că s-o fie greu. Tom Prince. Ia să vedem. Eu cu reprezint România cu 1089 de puncte. Cel mai bun are 1688 din Japonia. Ok, hai să călcăm niște japonezi. Ce ziceți, băieți? Like it-ul. Ești pe fază? 2, 1, pow! Dă-i. Niciodată, nu pot. Aaaa! Ia carapace în față! Mamă, s-au prins farurile în... vezi? Da, băi, dacă e întuneric. Tu pe Mario Kart-ul tău ai DLC-ul pornit de la Sami, nu? Da. Ah, tata mare să-l ia pe ăla care mi-a dat cu carapace! Tata mare să-l te ia... Uite-mă! A și căzut în apă. Așa-i trebuie. Deci fii atent, el îmi distruge viața. O să ies iar pe locul 9. Karma. Și-o distruge și pe al lui, știi? De karma ai auzit, dar de dharma ai auzit? Da, Dalai Lama. Așa, Sami, știu că avea DLC-ul și puteai să ai curse și din Zelda, chestii de-astea, știi? Ai castelul din Hyrule, de exemplu? Sincer, nu m-am uitat. Dar se poate să da. Tu ai zis că te-ai jucat mult, dude. Da, m-am jucat. Am jucat doar la părți clasice. Glumesc, mă. Oricum nu contează. Bă, uite, pe pereți merg, pe pereți, yes! Locul 7, hai că ne revenim! Noi mai dăm un boost, mai sărim puțin, să nu ne calce tompul, mamă, la fix! Yes! Un 7 constant avem, exact ca la școală. Când vrei să arăți, nu poți. Până acum puteam să super... bat orice națiune. Ia să le dau niște nămol de la lacul Techergirl. Uite, mă, băi, eram în aer și tot m-a luat. Da, poți să voi de aia, dacă... Da, poți să voi, cum? Uite, aia vine spre tine, mișcă-te scândă la dreapta. A, tu vezi puțin întrerupt, da. Nu văd întrerupt, văd puțin decalat. Decalat, da. E delay-ul de stream. Dar zic pentru viitor oricum. Da, știu. O să void, nu trebuie să o iei. Puțitu!
Oh! No, iar sunt, nu, sunt blestemat, dude. Pe bune că este blestemele lui Jang. Este unul din jocurile care arată atât de copilăresc, dar îți creează atât de mulți nervi. Ca League of Legends. Da. Nu, că League, să zicem că s-a mai, e la perioada adolescenței. Ia uite, mă, deci non-stop sunt oprit de ceva. Non-stop îmi dă ceva stun. Non-stop vine o carapace pe mine. Așa se întâmplă pe ultimele locuri. Pe OLX. Dacă ești în față, nu prea primești de obicei chestii. Tata mare, uite. Uite câți au avut volan. Locul 4 a avut volan din China. Locul 6 a avut volan din Anglia. Și tu? Singurul care reprezintă România. Dacă joci pe la 3 dimineața, o să fie plin de americani acolo. Ia să vedem. Royal Raceway, Electrodome. Uite ăla ce că e a little nervous. Welcome people, welcome. Fiecare și-a ales cât un traseu și acum se alege random, știi? Da, știu. E mai bine așa, crede-mă. Dar toată lumea alesese aproape aceeași chestie. Da, ai văzut? Da. Pentru că n-am mai fost de-aia și nu vreau să se repete. A, e ca la Call of Duty, mă. Hai, ești gata? Pentru un start perfect? 2. Să vedem. No. Capitanul Toad. Eu cred că doar că nu-ți priești Shy Guy foarte mult. Băi, eu sunt priesc destul de mult Shy Guy. Unde e? Nu, cred că tu trebuie ceva mai heavy. Cu survolează carapaci pe lângă mine. Cred că trebuie să merg pe verde, nu? Tata mare. Vreau și un premiu! 6, 7, 8, nu! Sunt pe 8 iar. Tu zici că te chinui să ieși pe 9 și pe 8. 6. Bă, da mă, mai dau și într-un perete. Nu îmi dau seama, sunt 10 oameni într-o cursă de obicei. Da. Și eu știam că sunt mai mulți. Nu, 8 erau de obicei. Eu știam că sunt mai mulți. Sau pe telefon. Nu știu. Vorbesc serios. Mario Kart-urile mai vechi, numărul clasic era 8 și gen, dacă erai în primii 4, erai în primei puncte, dacă nu, nu. Katja, e din Lituania ăsta, care mi-a făcut zile fripte. Și gata, i-am furat locul 3. Că cam aș pierd. Băi! Mamă, dacă nu-l cac pe Yoshi. Lasă-mă! Uite și tu ce ne simțiți! Ia uite-mă, o gașcă întreagă! De taximetriști! Gata sunt pe 3, gata sunt pe 8. Pe bune, eram pe 3 și acum s-a mai băgat o buclă, un 3 invers. Știi ce zic? Lecții de simetrie, băieți. Că cam așa... Ai văzut, da? Cred că acum... Da, e bine, da, e bine că ne vedem un pic în urmă și gen... Tu înjuri și-l vezi pe unul în fața ta care aruncă chestii și știi că o să te lovească din cauza asta. De tip după ce m-a lovit, să știi. Dar așa, da, îmi dau seama, e un pic de lei, asta și spun. Da, noi și vedem... știu, dar vreau să mă asigur că nu crezi că sunt oracol. A, bine că ai spus asta. Bă, mă țineți minte când trebuia să completăm oracole la școală? Ne-a zis Diriga să completăm un oracolul ei. Diriga? Da, ție nu? Nu, dirigintea noastră n-avea oracol, era o chestie mai mult între noi. Noi voi ele, el ia locul 4 și acum le iau pe prostul ăsta. A, ia uite la Aldebarane din Germania, îl cunoști? Da. Normal. Woo! Hai România, locul 3! Simona Halep! Ilie Anastase, Carlo... Darwin! S-a blocat un pic. Da, Darwin și-a venit repede. Carlos Dreams! Dar chiar mă, avem vreun artist de muzică român care să intre în... Wow, ce l-am luat pe Donkey Kong! Pe ultima 100 de metri. Un artist de muzică care se afirme ca fiind
specific românesc să ne reprezinte acolo. Ia uite-l, Jeng. Uite acum sunt 8, de exemplu, Aldebaran. N-au intrat 2. Da, așa știu, așa știu că trebuie să fie 8. Și știi ce? Cred că poate să fie și mai mulți. Da, dar trecut erai locul 10. Bine, așa, da. Un artist care se reprezintă așa. Un artist știe. Continuă-ți ideea. Cine vrea... Ce? A, un artist român care să ne reprezinte cu numele. Toată lumea să-l cunoască că e un artist din România, de muzică. Și să facă treabă bună, știi? Nu știu cum îl cheamă, nu mai știu cum îl cheamă. Eminem. Dar e unul pe care îl știe toată lumea. Eminem, da. Nu cred, Eminem. În afară de Ina, că Ina știu că e internațională. Tipul care cânta De ce plâng chitarele, cum vrea că o cheamă? Ah, cum alea hi? Da, ăla, când auzi, și în Anglia îl cântă și rușii îl cântă într-una. Bine, roșii da. Dar nu și în Anglia, frate, mi-a fost la un moment dat într-o tabără în Anglia și îl cântau englezii pe acolo și îl puneau să le traducă, cum se numește... Scuze. Cântec. Guitars are crying. Do you know why the guitars are crying? Maybe the memories... AAAAAU! M-am mușcat de cur. Maybe... You come hurt. Lasă că și voi mă întrebați pe mine tot timpul, când ați aflat că știu germană, mă puneați să vă spun ce înseamnă chestiile din Rammstein. Băi, da. Că aceeași chestie e doar că... Ich will, du hast mich gefragt, 99, ce s-a 99 și Luftballons? Aldebaran. 99 de baloane. 99 de baloane, da. Zburătoare, frate. No, nu înseamnă zburătoare. Ce înseamnă Schengen? Schengen. Ce? Schengen. Schengen. Schengen, Schengen. Nu știu. Șuncă. Am locul 5. Shunhan. Shunhan. Shanghai. Nu știu ce vrei să spui acolo. Niciodată. Am crezut că nimeresc un cuvânt. Shaorm. Eu apăra l-am mușcat planta pirania. Cum se zice în germană plantă pirania? Das piran în planten? Ce face ca un cal? Bă, mai nou ai faze de cal în tine. Oh! Nu, ura, nu! Bombiță! Locul 2! Vă rog eu, nu mă atingeți! Aldebaran, sunt pe locul 2! Te rog, România! Ieși ăla din locul 1. Mamă ce mă arătat! Cineva din urmă, Bulan și da... Oh, da, hai, uite, a venit Blup cu poșelul, poate îl prinzi. Îl prind, dar tu ai văzut cum a arătat? Cred că putea să intre și în mine aia, nu? Nu, aia e special făcută să lovească pe primul. Aia întotdeauna are șanse mai mari să primească ultimul și dă-mi primul. Prostu! Era în fața mea! Era în fața mea și a ratat! Cum aș fi Bowser? Are greutate mare și poate să mă blocheze, căcatul! Fac un... Dar are și viteză mică, adică dacă reușești să-l depășești, nu cred că te mai prinde. Aaaa! Era pe locul 2! Și încă sunt, hai! Cum uit în spate, că mi-e frică. Nu știu. Ah! Rosalini, nu! Nu! Ovidiu? Da. Sunt bombe. Vezi, n-ai de muzicale. Ce-ți plac femeile române? Ah! Hai! Yes! Locul 2! Oh, măcar atât, dar puteam să le iau și pe King Koopa himself. Ah! Ia uite, urma de un chinez. Fix în spatele meu. Ce-ai, mă? Stă cu Japonia acolo. Ia uite, urma de un chinez. Wow, după Wario Stag. După tine. Ce? Uite, sunt cu două fete, uite. Văd. Ia zic, that was fun. Și mai zic, I'll get you next time. Ce-mi place că poți să vorbești cu ei. This is my last game, zice Lucas. Ce homosexual, ce-mi pasă mie că eu vorbesc cu femeile alea din spate. Homosexualele. Uite și pe Aldebaran în stânga, îl vezi? Zic că îl vezi, Ovidiu.
Îl văd, îl văd. Dar ce fraier, când și-a făcut Miu și-a pus gura mai sus ca mustața. Ok, suntem doar 6 apparently acum. Se poate chiar așa e în viața reală. Oh, nu știu că... avem o mexicană în echipă. Haide să o tratăm cu ce cuvine. Cu fajitas, tortillas. Și tacos. Ilos nachos. Burrito. Ah, pistilos. Lucas. Locul 6 ultimul, țineți minte, da? Cine e pe 6? Da, e rezervat. Nu. E rezervat al tău. Nu. Ia uite aici. Ia uite aici. Deci carapace albastră nu intră nimic altceva decât în primul loc, da? Și dacă ești în fața lui și dă carapace albastră, nu intră în tine. E, asta nu știu, David. Mamă, ce era să intru în... Mamă, ce era să intru în... Căcama și... Uite-mă, tot Bowser! Din Croația, din Cehia, de unde e? Ce steag e ăla? Venezuela, dude. E, Venezuela pe mama. Cred că urăște românii, de-aia îmi face așa. Sau iubește românii și se dă pe lângă mine, nu știu. Wow. Vrea să-l... Ia uite altă... În aer m-a luat, mă! Nesimțitul! Brexit! Îți dai seama că englezii chiar urăsc românii, nu știu ce au cu ei. Nu există un englez să iubească românii. Asta pentru că reputație proastă, nu? Bă, s-a făcut glonț! Hai mai repede! Locul 4, nu puteți să terminăm așa, uite și tu! Uite și tu câte electricități și chestii! Nu, și nisip! De obicei sunt bun, frate, pe bune acum! Oare din cauza că... Oare din cauza că am emoții că sunt pe live și nu se uită nimeni la mine? Oare din cauza că vă uitați voi la mine și mă jinxați? Auzi, știi că noi trebuie să mai menționăm din când în când o video? Nu uitați să dați subscribe, bla bla bla! Să vă apară numele pe ecran! Subscribe cu like și cu clopoțel! Oh, da! Clopoțelul moarte n-are! Carahat între picioare! Ia uite! Am întrecut-o pe mexicancă și pe german. Oh, ce greu e. Auzi, mă? Ia zi. Știi că mulți zic că să stai acasă să faci stream, să te filmezi cum joci, nu e muncă adevărată. Dar nu ți se pare că cam e? Un pic. Nu e ca și cum ai lucra pe șantier. Yeah. Totuși. Thanks very much. I'm using motion controls. Ah, n-am apucat să-i zic. Uite, cu se uită la mine, fata. Ah. Nu. Erați îmbrăcați la fel. Dup. Au ales aceeași hartă. Muka, din Japonia. E din Nagasaki. Nu acolo a picat bomba? Ba da, sincer, arată puțin ca tine, ăla din Nagasaki. Era destul de slab, să știi. 3, 2, 1, PAC! Fraiere! L-a explodat motorul din Nagasaki. Știm cu toți de ce. Hai! Locul 2 din start, bravo! Haide, că e bine! Ține tot așa, e Lucas! În față, ăla din, nu, e cehul, Bowser cehul. De ce eu ia pe partea roz de fiecare dată, nu înțeleg. Caca, să te ia. Ia-mă, 3 carapaci, ca un căcă le-am dat. M-am avut și răbdare. Hai și tu. Ai zice că ești experimentat în jocul ăsta, Will? Decât nu sunt foarte bun. Îmi place Sonic Racer și mai mult, sincer. Sincer? Da. Pentru că are controlul mult mai responsiv. Da. Dar într-un fel, de-aia îmi place mai mult ăsta, că te chinui puțin, deși pare super ușor.
E mult mai complicat decât pare, știi ce zic? Da, știu. Adică e clar trebuie să ai o tehnică. Sonic Racer, frate meu, prima oară a pus mâna pe controller și juca super bine, știi? Aici nu poți să pui mâna și... Sincer, e destul de aleatoriu și asta. Aleatoriu? Adică poți să fii pe locul întâi, să termini, să ție toată cursa pe locul întâi și la sfârșit de la finish să dea cineva... Nu, ăsta are, să știi că ăsta are tot felul de din astea de șmecherii, dacă știi să joci cum trebuie, să știi cum să curbezi mai bine, cum să accelerezi mai bine, chestii de astea. Uite. Da, că te prinde cineva două fulgere unul pe altul, nu mai câștigi nimic. Sigur, dar poți să le evit. Plus că poți să ieși fulgerele. Poți să ieși consistent pe locul, adică gen ok, poate că nu ieși numai pe locul 1. Dar poți să ieși consistent în primii 4, cum ar veni. În Sonic Racer nu sunt atât de multe consecințe când intri în chestii. În ăsta parcă te doare rău de tot, te oprești de tot din mers, știi? Ia uite! Tu mă ce ziceam? Da bine, asta nu e lungime reală, nu? Asta e... te să curbezi mai bine. Adică? Acum nu te-a lovit nimic la lungime reală, ai intrat tu singur în perete. În perete, da. Dar în sensul că... Ovidiu spune de chestii care pică la lungime reală, gen iteme. Plus că fulgerul nu ai cum să-l ocolești. Sau general din urmă. Cred că există niște șmecherii, nu sunt 100%, mamă, dacă lovea aia mai repede pe ăla e locul 1. Știu. Cum se numește? Sunt niște șmecherii care să scap de fulgere, dar gen dacă folosește anumite iteme fix când te lovește sau așa, adică erau în alte Mario Kart, nu știu cum funcționează. De exemplu, steaua dacă o ai sau te protejează, dar bine, nu poți să ții steaua doar pentru eventualitatea. Steaua? Bine. Da, pe ce se bești, știi tu? Știi că își fac stadion acum? Nu, adică gen, nu spun că nu e un pic la lungime reală, dar poți să joci, gen. Ai văzut că, adică același tip a ieșit iar pe primul loc. Da. Da. Clar e o chestie Mario care... Spart. Care... Sunt chestii mici pe care dacă le știi poți să mergi mai bine. Ia să mai zicem. Good luck! De fapt nu, îi zic hello. Uite, hello! Mi-a spus și ea hello! Clar are ceva cu mine. E o atracție. Suntem și îmbrăcați la fel. În același timp ne-am încrucișat mâinile. Ne uităm în aceleași direcții. E ceva acolo. Ovidiu, ai avea vreo problemă dacă fata cu care ai ieșit tu ar avea ochelari? Nu. No. Și dacă ar avea... Ce? Dacă ar avea lupe, ca Mircea Eliade? Da. Ai avea problemă, nu? Da, că dacă i-arăt chestii, n-o să le vadă. Ce chestii arăți? Nu știu. Mănușii? În care îi zic... Mă, fii atent la sandwich-ul ăsta, uite ce formă are. Da. Ce? Ce? A, ce? Nu, pe bune, ce? Chiar ce? Trebuie să iau țevile, da. M-a luat așa din prima. Ia uite, americancă. Și ei îi place de mine. Iggy Azalea. Bă, ce-a pățit Iggy Azalea? Știu că... A dispărut de pe radar când a zis ceva insensibil din punct de vedere american. Știi? Da, a zis că sunt numai cenzurați pe Jank și ea n-a mai luat nicio casă de discuri. Da, ceva genul. Cred că a zis ceva controversat, ca o glumă. Laghează puțin? Ba nu, cred că cum e bine, nu? Eu mereu să cred ce vreau. Da, băi, nesimțitule! Când ce trebuie, mă anunți. Nesimțit rău. Karma. Și făcut o poză în cadă, e gheza alea. Hai mă, mai repede! Să știi că nu avansezi dacă mergi în perete. Nu merg în perete, Ovidiu. Ba, asta e genul de șmecherie pe care vorbeam. Să nu mergi în perete și... Ia uite. Am trei de-astea de boost. Opa, boost-ul!
Dacă l-am prins bine pe toate cele trei boosturi. Ți-am zis, de exemplu, știu că una din chestii e că dacă ai boostul ăla repetat, poți basically să scurbezi mai bine pentru că gen, dacă schimbi direcția și apoi bagi boostul, basically îți boostează în direcția în care ai schimbat direcția. Ia uite-o, cum iau și pe americancă. Hei, știu că avem o relație strânsă între noi, dar nu poți să te las să câștigi Mario Kart. Am un canal de făcut pe YouTube. Auzi, mă, crezi că toți oamenii din lumea asta au și canal pe YouTube? Uite, curbezi bine, vezi? Ce înseamnă canal? Eu am cont de YouTube. Canal. Și aș putea, nu, dar să postez chestii pe el, dar asta nu înseamnă că am canal. Tata mare să-l ia pe Bowser. Bowser ăla mereu e pe primul loc. Și Ovidiu zice că, că nu e skill. Căcamaș, pe, mamă, pe locul 8, no, nu, ăsta e ultimul loc, nu, deci fii atent că eram pe 2. Gata, liniștește-te. Fii atent. Boing. De vezi, dacă acum, dacă îți dai seama că mergi prea încet, de exemplu, ai fi putut să-ți bagi boost-ul și să nu cazi în apă. Lasă-mă, acum merg boost-ul normal. Nici așa nu pot să merg. Fii atent, vreau să fac așa. Golul meu pe stream este să termin primul între toți străinii ăștia. Să fiu singurul român în top. Ăsta e golul meu. Și chiar mă chinui, nu e ca și cum încerc să nu fiu pe primul loc, știi? Și plus, am o relație specială cu tipa asta, nu pot să plec acum. Sweet, Sweet Canyon. Grumble Volcano. Water Park, hai la Water Park. Uite, mă caută, vezi? Hei, vorbește cu Aldebaran! Hei, unde ești? Bă, hai să-i zic ceva. So unfair. Pune. So unfair, one more time. Ei îi place pentru că tu arăți ca un chinez. Chiar n-arăt, chiar arăt ca mine, puțin. Puțin, da, uite la ochi. Da, uite, așa stau și acum, pentru că, să spun un secret, n-am dormit la noapte. Asta noaptea trecută, adică n-am dormit. David și David Porman ne spune, băi, ca să știți că nu sunt oracol, da? Mm-hmm. La noapte n-am să dorm. N-am dormit la noapte. Auzi, dacă eu aș avea puterea să vă zic când și cum o să muriți, ați vrea să știți? Nu. Ovidiu? Nicio. Nu. Păstrează pentru tine, tu? Apropo! Nu știu de ce apropo, dar cred că a apărut Mandalorianul, nu? Trebuie să-l văd și a apărut, da. Oh, yes! Oh, ce bine mă simt, parcă s-a înluminat puțin. Toate da, filmele. O să se dezlumineze când ești pe 9 din nou. Nu e adevărat. Ia uite. Nu, este, e bine. Toată lumea a încetinit acolo. Ia uite ce bine am luat curba aia. O iau pe aici până nu-i nimeni. La câte CC-uri joci? 150. A, destul de easy. Nu, stai. Cred că online e automat 200. Se mișcă destul de repede. 200 e ok. Toată m-a jocat la 200, așa că nu știu dacă... Da, online e numai 200. Tu, când joci singur, poți să-ți bagi 150 sau 100. Dar, în special tu, Weed. Atunci chiar că e la bulan, dacă gen, când nu, gen, nu contează chestia asta cu un citinic, așa da, ok, atunci da, e la bulan, da. Nu, e carapace albastră, merge doar după primul, nu? Da, cred că dacă te lovește din greșeală, te lovește, dar nu explodează în tine, gen. Mă, ce era să... Așa, hai că am steluță, ia Mario, mamă ce am intrat, l-am zăpăcit pe baby Mario. Sau mare adevărat cine era. Și acum fac curba plus ăsta. Zhong și Zhang și Jing și Bing. Cine folosește Bing pe bune acum? Bill Gates singurul. Și tot încearcă să-l facă să se întâmple, nu merge. Nu, se crapă pământul. Mie îmi place când cauți Firefox pe Internet Explorer și primul rezultat este
Știi că Internet Explorer e mai rapid decât e cel mai rapid browser de internet? Ah! Da, e cool pentru că gândește, Internet Explorer a fost aici înainte. El are dreptul de întâi născut, știi? Știi ce e dreptul de întâi născut, nu? Nu. Când moare un rege, trebuie să-i lase cuiva bănuțul. Și întâi născut, de exemplu, tu o să primești toți banii, nu Mencu, știi? AAAAU! Caca. Nu, gata. Papa. Ceva nu mă mai lasă să câștig, nu știu. E ok. O să mai joci când îți trece blestemul. Care e Mamă. Mamă, uite câți costeluțe. Ia uite, locul nou. Ovidiu, tu mi-ai prezis un loc nou? Da. Ai prezis oricum prost că e 8. Nu contează. Eu uite din 12. Nu e 9, e 8. Vezi? Din 12. Ia, 12, wow. Te-am zis că sunt mai mulți. Da. Depinde cât joci. Nu știu cât e maximul de lobby. Cred că 70. Wow, da. E dreptate. Am văzut un video pe YouTube cu Mario Kart de pe Nintendo. Uite pe S-Fan. Super Nintendo cu 200 și ceva de mașini. Shall we get nu, I'll give it my best shot. Îi spun ei. Fetei negru. Și ea la fel a zis. A zis ca mine. Hai să mai zic ceva. Ok. Repede. Uite. Ce drăguț. Hai zici tu ok. Nu te mai băga în seamă, fraiere, că nu se uită la tine. Harry Potter? Ce caută? Îl vezi? Îl văd, dar lasă și pe să joace. Uite și pe Ron, partea cealaltă. Da. Exact cu bluza roșie. Și Hermione știi cine? Fii atent. Hai să facem niște pariuri. Pe ce loc crezi că o să ies? Între 9 și 7. Orice. 9, 8, 7. Una din asta. Și câți bani îți dau? Nu-mi dai nimic, stai liniștit. Bine. Păstrează tu restul. Aldebaran, tu ce crezi? Este o casă cu fantome, e destul de grea. Ce loc crezi cu Sam? O să te super pe mine dacă îți spun. Am zis. Momentan, Weed a pierdut. 8. 8? Da. Credeți ce eu am zis? 9, 8 sau 7, unul din ele. Nu știu, în celelalte casele, în celelalte Mario Kart casele cu fantoma erau unele dintre cele mai nasoale levele din... Eu nu le jucam niciodată dacă aveam de ales, adică gen, dacă nu jucam un cap întreg sau ce zici. Căcatul de Mario! E Mario originalul! Mamă ce nesimțit e! El ce se crede aici? Gata, el a inventat jocul și a lui tot? Bă! Uite și tu cum zboară toate astea pe lângă mine. Ciucane. Scări. Un ciucaș. Eu zici că sunt un invalid. E vreau să ne trăim toată viața aici, pe canapea? Nu. No. Aș fungus la picioare. Cred că mai ales la cur tu. Uite unul tu. Din China. Hai repede. Haide cu steluța! Vreau să intru Yoshi! Vreau capul lui Yoshi, nu! Vreau capul lui Yoshi, repede! Cât am steluța? Caca, s-a dus. Mamă, ce era să ia banana? Hai sus, vreau pe sus, vreau să iau și niște bănuți. Pac! Accelerăm puțin. Accelerăm super puțin și pac! Hai că ducem bine momentan, mai avem o tură de fapt, nu ducem așa bine. Hai Mario, cacate pe cineva. Mamă, fii atent Ovidiu! Ăsta, Weed! Ia uite! Pe locul 2! Vezi că îmi dai bani? Tu acum ați dorești ca să iei pe ultimul loc, Ovidiu? Mhm. Și merge, uite.
Până la sfârșit o să fii pe, nu știu, 8. Vezi că o să te bușești grav. Uite, nu știți ce este ești ala. Ești din 2-0 sau nu ești din 2-0? Căcamăș! Nu. Îmi place cum se numește, că sunt doi Davids, se schimbă vocea când, după ce se lovește de ceva, se rezește celălalt David. Deci am făcut febră musculară aici, în palmă. Bă, dar de ce mi se vede capul așa mare? Nu există aer în camera ta acolo și... Să știi. Bă, e cam cald, ce-i drept. E foarte păi cald. Da. Mai vrei să mai facem una, două? Sherbetland. Să nu mai dăm un share pe... uite, hello. Vorbesc fetele între ele, ia, no. Liniște. Nu mai dai, nu? Am dat Dudu odată. Literally am dat, nu se vede, 7 ori. Și live, iar live. Da, așa. Shirley Ann. E de prost gust. E din United Kingdom. Literally pot să ajung în 3 ore acolo. Unu. Proștilor. Băi, acum au ăștia boost-ul ăla super... E o șmecherie. La început. Da, dacă apeși, cred că dacă apeși, nu sunt sigur dacă trebuie să apeși doar fix când se face verde. Nu e așa. Sau, gen, eu ce făceam era că apăsam cumva pe accelerație la fiecare semafor. Și eu fac la fel. Caca de cocos. Copacul de cocos. Nu! Ia uite și tu ce nesimțiți. Prostule, mori. Stai în urmă. Stai în fundul meu. Video-ul ăsta se numească Jiang are anger issues, cu semnul întrebării și fata ta așa. Jiang vrea să facă un Jiang bang. Lui Sieș, iac. Yikes. Locul 6, eram pe ultimul, pentru că Mario nesimțit. Ioi, tot pe ultimul, eram pe 6, acum sunt pe ultimul iar. Nu știu cum reușești. Dintr-o dată, așa. Ia o ciupercă, sau o carapace, mă rog. Hai. Nu prea ești bun la jocul ăsta. Acum nu sunt bun, da? Căcat! A, știu de ce. Dacă nu ai dormit, nu poți să dai 100%. Mă gândeam și asta, știi. Deși eu simt că nu fac nimica din ce n-aș fi făcut, numai că ăștia sunt nesimțiți. Da. Crede-mă, când o să revezi asta, o să vezi cum intri... Așa, fără să void în banană, intri în copac fără nicio scuză. Ia uite, locul pe care 5, nu l-ai fi copac, făcut, dar locul 4. Crede-mă. Am dat 7 carapace, sper că... Cam aș pe tine, Yoshi, cacă-te de aici. Mai iau o tură. Te auzi, mă? Da, am auzit. Ești puțin gelos, sau? Că ai intrat un copac? Nu, că tu nu poți să faci nici măcar atât sau ceva. Nu știu, zic și eu. Nu. Eu doar ți-am zis. Uite cum am ratat banana, ai văzut? Uite, mi s-a resetat slide-ul! Oh! Cred că toți se iau de mine, că sunt singur din România. Nu mai există niciun român care să joace cart pe Nintendo. Ia uite nesimțitul! Ultima tură! În ultima tură! Cristianul e pe ultimul loc. Sub mine mai e player. Până și Felix mă arăt. Atât de neimportant e. Player. Îmi vine să beau Coca-Cola mereu. Dar m-am îngrășat foarte rău și nu mai trebuie. Nu mai trebuie. Shirley, te rog, nu fi dezamăgită, te rog. So unfair. Ah, n-am apucat să-i zic. N-am apucat să-i zic ce simt. Și acum merge cu
Negru ăsta din față. Oricum mergea cu el. Ce-au ales? Ce-au ales, b-au ales. Ovidiu, puteți să nu vă uitați dacă nu vreți. Uite, fii aici. Cred că încep să... să turez de a... de acum. Nu! Nu merge nici așa. Cred că de la a doua luminiță dacă fac. Oh! Cel mai useless e bănuțul ăla. Nu mi-adaugă mai nimic la viteză. Nici nu ar trebui să ți-l dea. De ce? Că nu face nimic. Îți bagă niște viteză acolo. Uite, acum ai luat-o pe iarbă, am văzut puțin mai târziu. Da, am luat-o pe iarbă și? Dacă era odihnit, nu o luai pe iarbă. Promit că nu e, n-ai ce să faci. Ba da. E ieșit, cred că e de la motion control. Ai fi anticipat, probabil că da. Gândește că în meniul ăla cu chat-ul ai un număr limitat de lucruri pe care poți să le zici. Ca și cu cele mai importante. Printre care... este unul, I'm using motion controls, ca un fel de scuză. Păi poți să nu mai folosești. Nu, pentru că eu vreau să învăț, de-aia am luat volanul ăsta, că ia uite. Mi-i simțit tu. Dacă ori intram în verdeață, ori intram în banană. Alege. Și acum o să-mi dea banana în față, nesimțit tu. Că-l cunosc pe Mario. Ia uite ce nesimțit! Nesimțit, uite cum stă cu curul ăla lui. Și-a luat și steluța și-mi dă și cum chestia în față! Îmi scuipa peste tot. Hai! E hai. Greu să fii gang. Ceva... vreau operație enghienală... la deget. Mă doare... încheietura degetului care stă flexionată. Ce vrei să spui? Tija de fier? Hai că pot. Chrissy. Ea e tipa care îl conduce pe Mario. NOOOOO! Nu pot să cred! Ovidiu, pe ce loc eram înainte și pe ce loc sunt acum? Poți să-mi spui? Nu, că eu pot să cred. Nu trebuie să fac această recapitulare. Lăsați-mă în pace cu... carapacea voastră cu tot, uite! Am încercat să o evit! Am încercat să o evit! Ci că poți, mă, să eviți? Nu poți. Poți. Nu poți. Pentru că mergeai în direcția ei, ai mers odată cu ea. Singurul ce? Mod în care poți să eviți e ori să dai un super slide, dar nu poți în aer, ori... Nu, mergi stânga dreapta și vezi când te depărtezi de ea. La ce carapace? La ce carapace? Roșie. Când îți vine din spate. Dar nu, aia roșie e slightly homing. Da. Dar oricum, crede-mă că și aia albastră poți să o eviți în anumite situații, dar mă rog, trebuie să... în primul rând, dacă găsești o stea, poți să o eviți. Trebuie să miști stânga-dreapta și vezi în ce direcție te depărtezi de ea. Gea mă rog. Mers în direcția ei acum. Da, aia roșie este slightly homing, asta e diferența între aia verde și aia roșie. Gen, dacă e o linie dreaptă și gen... da, dacă fixa dai peste o curbă în momentul ăla, plus că nu știu când dispare. Adică, gen, sigur dispare la un moment dat, dar s-ar putea să, gen, să poată să ia câteva curbe după tine. Nit, am zis că I'm using motion controls. Grijă. Se știe lumea de ce juci așa. Da. De ce mi-ai zis odată? Ca să vadă fata aia, Shirley, din Lake... de unde e? Din Yorkshire. Czech Republic, Din Yorkshire and the Humber. Hai mă, cred că e printre ultimele curse astea. Dacă nu chiar și ultima. Da. Sincer că am un pic o ochi în gură. Dar trebuie să mă duc și la Mandalorian, să mă duc să iau și pe Denisa. Hai că am început mai binișor. Dar uite-l mă pe tot, dar cum începe așa? Ești ca o rachetă în cur. Bă, fii atent, Ovidiu. Să poți să ai super puterea lui Shazam, da? Care e destul de cool Shazam. Are niște trăzne, are viteză, poate să zboare, nu? Așa, da. Așa. Dar în fiecare dimineață, ca să-ți menții puterea asta, că altfel dacă nu faci în fiecare dimineață asta, pierzi puterea.
degeaba am mai făcut toată faza. Trebuie în fiecare dimineață să îți bagi o petardă în fund care să și explodeze. Și să simți totul. Nu, fără șmecherii să scapi. Trebuie să simți. No, mersi. Nu vrei să fii Shazam? Nu, no, fii tu. Băi, eu sincer aș face asta pentru puterea lui Shazam. Și te-aș spune ție, spune-mi numele, rostește numele, Ovidiu. Rostește-mi-l. Nu, că devine ciudat. Jeng. Da, pfff, fulger. De la petardă. Jeng. Dar dacă de fiecare dată când îmi rostești numele, îmi explodează petardă în fund, ai vrea? Mie. Bă, uite ce-am primit! Uite ce-am primit, uite! Ovidiu! Bă, da. Asta, sincer, nu pentru copii. În primul loc. Bă, nu pot da, să cred că și cu aia, mă. Cu cel mai tare lucru pe care poți să-l primești. Uite ce vrea să-mi arunce banana în față, Felix. Felix din Germania, mă, alt baran. Germania, Hitler. Schweiz-tica. Luftwaffe. SS 99. Mamă! Ca Indiana Jones, dude, pe ultima sută de milimetru. Cred că am început. Nu mai știu să vorbesc cu vocabular. Nu mai știu vocabular. Nu mai știu să vocabular românesc. Mai citește și tu Dex-ul ăla. La ce pagină să încep Dex-ul? 3 și 2. A, adică C. Ia uite pe Shirley! O prindeam din urmă pe Shirley. Păi da, cam asta a fost Mario Kart, uite. Nu o să poți să ajungi niciodată pe primul loc. România ba poate da. Fi reprezentată... Când te revanșezi. Pe locul 4. Când? Data viitoare. Data viitoare la... 2-0. La 2-0. 0. Poți să fii 2-0-0. Un drăguț să dai acolo, să dai nelistat? Da. Hai. Pa, Aldebaran. Pa, pa. Crăciun fericit.